În România, inflația a ajuns la un record istoric al ultimilor 5 ani. Datele Institutului Național de Statistică arată că în luna mai valoarea inflației a ajuns la 5,4%. Ce înseamnă acest lucru? Că au crescut prețurile, atât la alimente, cât și la mărfuri nealimentare și la servicii. În luna mai, arată datele INS, serviciile au fost mai mari cu 2,7%. Prețul mărfurilor nealimentare a crescut cu 7,7%, iar prețul alimentelor a crescut cu aproape 4%. Cel mai mult s-au scumpit cartofii, conservele de legume și fructele proaspete. Potrivit datelor INS, prețul la cartofi a urcat în luna mai cu 11,36% față de luna anterioară și cu 18,56% față de decembrie 2017. Alte legume și conservele s-au scumpit cu 7,13% față de aprilie. Fructele proaspete sunt acum mai scumpe cu aproape 4% și pâinea s-a scumpit ușor în luna mai cu 0,20%. 9% față de aprilie. Pe de altă parte, sunt și produse care s-au ieftinit. Ouăle sunt mai ieftine cu 7,22% față de luna trecută, iar față de anul trecut, prețul ouălor este mai mic cu aproape 25%. Și zahărul este mai ieftin cu 1,2%, iar prețul citricelor a scăzut cu aproximativ 5%. Scăderi nesemnificative de prețuri de sub 1% s-au consemnat în luna mai la ulei, brânză, fasole boabe și mălai. La capitolul mărfuri nealimentare, în luna mai cel mai mult s-au scumpit combustibilii cu 1,72% față de aprilie și cu 5,69% comparativ cu decembrie 2017. Tutunul și țigările sunt mai scumpe cu 1,25% față de aprilie. Gazele au înregistrat o urcare ușoară a prețurilor față de aprilie cu doar 0,22%, însă raportat la decembrie 2017 creșterea a fost de 10,43%.